Bună ziua, dragilor! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom prepara împreună chifle pufoase și delicioase la tigaie, deci fără a avea nevoie de cântar sau de cuptor. Această rețetă este simplu de urmat și necesită doar câteva ingrediente de bază. Atât de bune sunt încât e păcat să nu le încercați, măcar o dată. Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Pentru 6 chifle de mărime medie ne trebuie 3 pahare cu făină. Paharele au 200 de ml, sunt pahare obișnuite de suc, adică 380 de grame, o jumătate de pahar de apă, adică 100 de ml, o jumătate de pahar de lapte, adică 100 de ml, 2 linguri de ulei, 10 grame de drojdie proaspătă, o linguriță de zahăr și o jumătate de linguriță de sare. Doar de atât avem nevoie. Punem într-o crăticioară apa cu laptele și mergem pe foc până devine călduț, sub nicio formă fierbinte. Punem într-un castron drojdia, peste care adăugăm lingurița de zahăr și tot lichidul călduț. Amestecăm bine până se dizolvă complet. De data aceasta vom frământa direct. Nu mai activăm drojdia în prealabil dacă știm că este proaspătă, deci nu mai are nevoie de verificare. Apoi adăugăm făina, inițial doar 2 pahare. Și sarea. După aceea amestecăm la început cu o paletă sau cu o lingură de lemn. Apoi frământăm cu mâna. Acum adăugăm treptat, frământând și cel de-al treilea pahar de făină. Transferăm pe masă și frământăm cel puțin 5 minute, adăugând treptat făina rămasă și, spre final, uleiul. Frământăm în continuare cu putere, lovind și aluatul repetat de masă. Când vedem că și-a schimbat textura și a devenit elastic și nelipicios, este gata. Îl punem într-un bol uns cu ulei, acoperim bolul cu folie alimentară și îl lăsăm la cald, la dospit, până își va dubla volumul. Poate dura aproximativ o oră, în funcție de temperatura la care stă. Și după o oră totul arată perfect, aluatul a crescut frumos și a dublat volumul, așa că trecem voioși la pasul următor. Ungem masa cu puțin ulei și răsturnăm aluatul. Îi dăm formă de sul și îl tăiem întâi în două, apoi fiecare jumătate în trei. Astfel obținem 6 bucăți aproximativ egale. Luăm fiecare bucățică și tragem de margini spre interior, dându-i formă de bilă. După ce formăm cele 6 bile, aducem o tigaie încăpătoare, la care știm că avem și capac, și așezăm bilele în ea. Acoperim tigaia cu un prosop și mai lăsăm așa pentru 20-30 de minute. Și după jumătate de oră sunt gata de copt. Mergem cu tigaia pe foc mic spre mediu, o acoperim cu un capac și lăsăm să se gătească pentru 15 minute. După un sfert de oră dăm capacul deoparte, punem deasupra o foaie de hârtie de copt și un platou. Răsucim cu totul, astfel chiflele se vor situa pe hârtie, pe platou.
apucăm hârtia cu tot cu chifle și le punem din nou cu totul în tigaie. Mergem iarăși pe foc, la fel tot pentru 15 minute. Și după încă 15 minute sunt gata! Uitați cât de bine arată! Acum că știți să preparați chifle pufoase la tigaie, posibilitățile sunt nelimitate. Le puteți savura simple, cu unt și dulceață sau le puteți folosi pentru a prepara sandwich-uri delicioase cu diferite toppinguri. Chiflele sunt perfecte și pentru a fi servite la micul dejun, prânz sau cină. Uitați cât de bine arată pe interior! Vă invit să încercați această rețetă simplă și delicioasă de chifle la tigaie. Sunt sigură că vă vor plăcea și le veți prepara din nou și din nou. Pentru o variantă mai sănătoasă, puteți folosi făină integrală în loc de făină albă sau amestec. De asemenea, puteți adăuga în aluat ingrediente nutritive, cum ar fi semințe de chia, semințe de in sau fulgi de ovăz. Nu-i așa că arată bine? Deci, spor la treabă și poftă bună, dragilor! Vă pupă, Claudia!